Discutăm cu Mara Calista, candidat PNL pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Bună ziua, bine ați venit la interviurile HoNews. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamna Calista, candidați pentru un mandat de parlamentar la județul Neamț. Spuneți-ne, vă rog, care vor fi prioritățile dumneavoastră în acest nou mandat, în cazul în care câștigați? Să ne ajute Dumnezeu să fie cazul și de un nou mandat. Așa cum probabil v-am obișnuit și probabil ați văzut, activitatea mea s-a desfășurat în cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, dar și în cadrul Comisiei pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați. Evident, voi vrea să continui în aceste comisii, întrucât știți vorba aceea, în viață când te pricepi la un lucru, e bine să rămâi pe segmentul pe care te pricepi și totuși 4 ani de zile de experiență în aceste două comisii n-au fost de aici de acolo, mai ales că discutăm despre un domeniu foarte sensibil, cel al salarizării, al pensiilor, al asistenței sociale, al combaterii fenomenului violenței domestice, de asemenea combaterea fenomenului traficului de persoane, îndeosebi copii, fie în scopuri sexuale, fie în scopul de cerșătorie, ceea ce practic a însemnat cumva activitatea mea în acești 4 ani, pe care am de gând să o continui mai departe în aceste segmente. Firesc, asta nu înseamnă că nu mă voi implica și pe alte spețe, dar cu precădere voi activa în aceste două comisii. Mai mult decât atât, mai sunt și câteva proiecte legislative pe care le-am avut în acest mandat, care nu s-au finalizat și pe care vreau să le susțin în continuare în mandatul următor. Spuneți-ne câteva cuvinte și despre activitatea dumneavoastră de deputat până acum. Care au fost cele mai importante proiecte pe care le-ați inițiat? Mulțumesc că mi-adresați această întrebare. Trebuie să recunosc că în 2016 a fost pentru prima dată când am intrat de partea cealaltă a baricadei, având o experiență de 9 ani de consilier parlamentar. Iar în 2016, practic, am început să dețin și funcția prin care să pot schimba niște lucruri. Și atunci concentrarea mea a fost pe două mari domenii, dacă vreți, în cadrul Parlamentului, respectiv ceea ce înseamnă segmentul de accesibilizare și incluziunea persoanelor cu dizabilități în viața economică, socială, politică din România și de asemenea un alt proiect drag sufletului meu, cel al gândirii unor măsuri, a unor proiecte care să vină în sprijinul creșterii natalității în România, fenomen cu care, din păcate, țara noastră se confruntă de peste 10 ani de zile, sporul fiind unul negativ. Iarăși un element și un domeniu foarte important a fost acesta al violenței domestice, pentru care am militat și am activat și am semnat și am susținut foarte multe proiecte legislative cu modificări concrete în sprijinul acestor victime. Din experiența dumneavoastră pe parcursul acestor luni de pandemie, care au fost cele mai de impact măsuri pentru susținerea angajaților și a firmelor și ce credeți că ar putea fi făcut mai mult pe viitor? Cred că modul în care Guvernul României a reacționat prompt și imediat prin acele măsuri care au prevăzut acordarea șomajului tehnic în proporție de 75% din venitul pe care o persoană îl avea, dar nu mai mult de 75% din ceea ce înseamnă salariul mediu brut pe economie garantat în plată, care s-a dovedit a fi un real succes, pentru care s-au plătit peste 1,6 miliarde de lei, evident, pe tot pachetul de măsuri de susținere. De asemenea, o altă intervenție a guvernului punctuală și extraordinar de bine primită a fost aceea a asigurării venitului unuia dintre părinți care va rămâne acasă cu copilul în situația în care, știți bine, în starea de urgență au fost închise școlile și, de asemenea, în această perioadă de stare de alertă cu care ne confruntăm, măsură cu care ne confruntăm de aproape 3 săptămâni de zile. De asemenea, au mai fost măsuri venite în sprijinul angajatorilor și angajaților, în sensul în care angajatorii care vor angaja persoane peste 50 de ani, vârstă la care, din păcate, e din ce în ce mai dificil să reușești să te reangajezi, care au fost în șomaj pe perioada acestei stări de urgență și de alertă, iar angajatorii aleg să îi angajeze, statul român asigură plata a 41,5% din salariul pe care aceștia l-ar avea. De asemenea, măsura se aplică și pentru segmentul de tineri, 16-29 de ani, unde știți că iarăși e la fel de greu să te angajezi în zilele noastre, pentru că toată lumea cere experiență, experiență pe care nu o poți avea dacă nu ai și un loc de muncă. Și bineînțeles, prin această ordonanță de urgență a Guvernului 92, modelul Kurzarbeit, care a funcționat foarte bine în Germania încă de acum foarte mulți ani și care funcționează și în prezent, au mai fost asigurate veniturile în
anumite cuantumuri în funcție de fiecare persoană unde a lucrat și ce activitate a avut, fie că vorbim de drepturi conexe, drepturi de autor sau contracte individuale de muncă, asigurarea unui venit pentru aceste persoane, dar și pentru zilierii și sezonierii care, din păcate, pe această perioadă de stare de urgență și de alertă, nu au mai avut contractele în vigoare pentru că angajatorii nu și-au mai permis sau n-au mai avut activitate economică. Toate aceste măsuri pe care tocmai vi le-am prezentat au fost luate și updatate, completate pe parcurs de către Guvernul României în funcție de necesitățile pe care aceștia le-au găsit, le-au aflat în relația directă cu angajatorii sau cu angajații, măsuri care sunt de altfel în vigoare și în prezent și care au fost prelungite până în anul 2021 în funcție de cum va evolua situația din sistemul sanitar din România. Doamna Calista, v-ați implicat în realizarea de amendamente la legea pensiilor și, din câte am văzut, ați fost foarte activă în perioada în care pilonul 2 era în pericol de desființare. Ne puteți da mai multe detalii despre proiectele dumneavoastră din acest sector? Mă bucur că mi-adresați această întrebare. Chiar astăzi comunicam pe acest subiect, cel al pilonului 2, pentru că, vedeți dumneavoastră, PSD-ul încearcă din nou o naționalizare a pilonului 2 de pensii. Aș vrea să-mi permiteți să vorbesc pe scurt un pic despre ce înseamnă, de fapt, pilonul 2 de pensii. În România există trei tipuri de piloane de pensii. Pilonul 1, pe sistemul Pay As You Go, pe măsură ce statul ia din contribuții, automat le transferă către pensiile pentru persoanele care sunt în momentul de față pensionari. Este vorba apoi despre pilonul 2 de pensii, care înseamnă un pilon cu acumulare, unde banii sunt investiți la un risc scăzut, astfel încât persoanele care depun aceste sume lunare direct din banii pe care statul român deja îi colectează, respectiv acel procent de 3,75%, aceștia să crească pe măsură ce banii sunt investiți de cele 7 entități private din România care gestionează pilonul lor de pensii, iar la momentul pensionării propriu-zise al persoanei, să se regăsească în cont, pe scurt, mai mulți bani decât persoana a depus. Un alt element foarte important al pilonului 2 este că acesta poate fi lăsat moștenire. Banii se acumulează, dacă, Doamne ferește, persoana în cauză nu reușește să beneficieze de ei, pot ajunge moștenire mai departe. De ce este foarte important pilonul 2 de pensii? Pentru că ceea ce se întâmplă în zilele noastre cu pilonul 1, în condițiile în care am ajuns să avem mult mai mulți pensionari decât angajați care practic contribuie lună de lună pentru plata pensiilor, acești bani, dacă vreți, din pilonul 1 au ajuns la un deficit de 4 miliarde de lei numai pe anul 2020, ceea ce înseamnă că practic plătim mai multe pensii decât contribuții putem să încasăm la bugetul de stat, respectiv bugetul asigurărilor sociale. Pilonul 2 de pensii vine exact în completarea pilonului 1, în sensul în care o persoană care a contribuit, să spunem, 30 de ani din viața ei și iese la pensie cu o pensie destul de mică, să zicem 1200 de lei, va avea o plus valoare la pensie prin bănuții pe care aceasta i-a strâns și unde banii au făcut randament, au produs randament și au devenit mai mulți, va mai avea și o pensie din pilonul 2 de pensii. De asemenea, este vorba și despre pilonul 3, că vă spuneam că sunt 3, pilonul 3 care este strict facultativ, unde persoana în cauză poate decide dacă din venitul pe care aceasta l-are vrea să pună deoparte niște bani către entitățile private care gestionează pilonul 3. Ce a încercat PSD-ul să facă în perioada guvernării, anul 2017-2018, a fost să naționalizeze pilonul 2 de pensii, adică acei bănuți strânși bine, colectați, reinvestiți, majoritatea dintre ei în proporție de 80-80% în titluri de stat, adică în economia României. Această naționalizare a fost, din punctul meu de vedere, o mișcare foarte, foarte proastă, pentru care de altfel am și ieșit public de atâtea ori și pentru care, probabil prin presiunea pe care și eu și colegii mei de la Partidul Național Liberal am pus-o, am reușit să o blocăm. Văd că cei de la PSD nu s-au potolit și n-au înțeles nimic din ceea ce înseamnă acest pilon 2, randamentul respectiv, pentru că văd că în programul de guvernare pe care PSD l-a prezentat pentru anul 2021 până în 2024, încearcă iarăși o renaționalizare, de fapt o stopare completă a acestei contribuții, a transferului acestei contribuții către pilonul 2 de pensii. Nu știm ce se va întâmpla cu banii care s-au strâns acolo, care sunt proprietate privată a fiecărei persoane în parte, pentru că acel cont este deschis în nume personal. Nu știm ce au de gând să facă cu acești bani,
iar dacă vor veni din nou cu motivarea că vor să-i transfere în pilonul 1, că statul are grijă mai bine de banii domniilor lor, vreau să demontez această minciună încă de pe acum. Banii din sistemul 1 nu sunt sub formă de contributivitate, de plasament, de creștere, de punere într-un loc al unor sume pe care ulterior aceste persoane să le regăsească și după ce ies la pensie. Banii din pilonul 1, odată intrați acolo, ei se plătesc automat în pensiile pe care fiecare din seniorii noștri din această țară le ia, o ia lună de lună. Deci, ca să concluzionez, pilonul 2 de pensii, de-a lungul timpului, încă din 2006, de când a apărut legea 411, a avut un randament foarte bun, a dovedit că persoanele care și-au direcționat cei 3,75% în acel cont, banii respectivi, ca sume, au crescut, ei sunt bine întreținuți, să aibă grijă de ei, se investesc strict în titluri de stat, în proporție covârșitoare, deci posibilitatea ca aceștia, ca oamenii care beneficiază de pilonul 2 să piardă banii din pilonul 2 este quasi zero și mai mult decât atât, au posibilitatea ca acești bănuți să fie transferați ca moștenire. N-avem de ce să umblăm la pilonul 2 decât poate să creștem contribuția aferentă pilonului 2, ceea ce Partidul Național Liberal are prevăzut în programul de guvernare, ca această contribuție să crească cu un punct procentual până în 2024 la cifra de 4,75%. Doamna Calista, candidați pentru un post de deputat la județul Neamț. Așa cum știm, din păcate, recent a avut loc acolo o tragedie unde secția ATI a Spitalului Județean a luat foc. Care este părerea dumneavoastră referitor la ce s-a întâmplat acolo și unde ar trebui căutați vinovații? În primul rând și prin intermediul dumneavoastră doresc să-mi exprim condoleanțele pentru familiile care au trecut prin această tragedie. Se pare că, din păcate, din momentul 2015 până în prezent, n-am învățat foarte multe lucruri. Am evitat pe cât posibil să politizez și să politizăm la nivelul județului Neamț această tragedie, pentru că nu este cazul de politizare. Însă, nu putem să nu vedem lucrurile juridic așa cum sunt ele. Acel spital este în subordinea Consiliului Județean Neamț de mai bine de 5 ani de zile. Am văzut un președinte de Consiliul Județean Neamț, și fost și actual, care se lăuda cu investițiile de miliarde de euro pe care acesta le-a făcut în sistemul medical. Din păcate, Spitalul Județean Neamț nu a fost unul din beneficiarul acestor fonduri. Mai mult decât atât, ceea ce s-a întâmplat în acea noapte, din ce înțeleg, pentru că nu sunt de specialitate medic, dar din ce înțeleg, transferul pacienților de la un etaj la un alt etaj nu se putea face decât cu acordul DSP-ului, acord care nu a fost cerut. Managerul de spital a luat această decizie în gândire proprie. Nu știu, nu pot să-mi explic ce a fost în capul domniei sale, cred că nici nu e cazul să stăm să căutăm justificări acum, dar din păcate, din cauza unei decizii luată de capul unei persoane fără consultarea experților în acest sens, am ajuns în ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână în această tragedie, unde mai mult de 10 persoane și-au pierdut viața și medicul, de la altfel, care a încercat să intervină și să-și salveze pacienții, se află internat într-o stare nu foarte bună, stabilă, dar nu foarte bună, într-un spital din Belgia. Evident, este o anchetă în curs, nu este nici datoria nici a mea, nici a dumneavoastră, nici a nimănui să intervină în această anchetă. S-au luat toate documentele, toate probele, toți pașii juridici au fost întreprinși și așteptăm acum să vedem ce s-a întâmplat în mod real și cine este practic vinovat în situația pierderii acestor vieți și a tragediei prin care județul Neamț a trecut. Ați anunțat recent și menționat și mai devreme despre programul care permite împărțirea costurilor între angajator și stat în ceea ce privește reducerea programului de muncă. Ați spus că se va prelungi cu un an de zile. Spuneți-ne un pic mai mult despre implicațiile acestui program. Din câte am înțeles, inițial costurile vor fi suportate de către angajator, iar ulterior vor fi decontate de către stat. Da, mențiunea financiară este următoarea. Banii sunt asigurați parte din acele fonduri pe care România le-a obținut, 80 de miliarde de euro, de unde de altfel am și luat acord de la Uniunea Europeană pentru posibilitatea de a acoperi
pierderile care există și situația cu care nu doar România se confruntă, atenție, ci toate țările la nivel european și de asemenea și alte state, cum sunt Statele Unite, care de altfel și ele au trecut prin această pandemie. Banii respectivi există aprobați pentru România pe măsură ce vor exista dosare, cereri pentru acordarea acestor sume, evident, ele trec printr-o procedură internă, în sensul că în care angajatorul sau angajatul depune aceste documente pe o platformă foarte ușor de accesat, www.aici.gov.ro, unde toate documentele se încarcă online. În momentul în care Ministerul Muncii, prin instituțiile din subordine, verifică dosarele și se vede că lucrurile sunt în regulă, în maximum 15 zile banii vor fi dați înapoi, da, către angajator, care angajator plătește anterior, deci plata va fi sub formă de decont, angajatorul plătește aceste sume, iar Ministerul Finanțelor Publice, ca intermediar între fondurile europene și angajator, va livra înapoi către angajator sumele pe care acesta le-a plătit pe baza documentelor justificative. Luna aceasta a fost votată o lege, ați anunțat și dumneavoastră pe pagina de Facebook, o lege cu implicații pentru cei din județul Neamț. Pensionarea cu 2 ani mai devreme, fără penalizări a locuitorilor din Săvinești. Este localitate care se află în apropierea fostului combinat chimic, iar argumentul este tocmai faptul că au fost expuși la poluarea aceasta constantă. Cine poate beneficia exact de acest program și care este procedura? Procedura în momentul de față este că pe baza legii care a fost aprobată de Parlament și ulterior promulgării ei în monitor oficial de către președintele României, Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară va stabili exact care este raza de 8 km în jurul factorului poluator, respectiv care sunt localitățile, satele, comunele care beneficiază de această posibilitate. Ulterior discuțiilor și cartografierii de către ANCPI și transmiterii acestor informații către Casa Județeană de Pensii Neamț, din acel moment, pensionarii care încă nu au ieșit la pensie, mai au 2 ani până să poată face acest lucru, își pot depune aceste cereri și pot ieși mai devreme cu 2 ani de zile la pensie, fără să existe niciun fel de penalizare financiară a sumei pe care aceștia ar trebui să o primească. Vorbeați recent despre dezvoltarea Neamțului, care ar putea fi asigurată de oameni care cunosc comunitățile din județ. Care credeți că sunt soluțiile pentru a crește salariile în această zonă, în acest județ, care din punctul ăsta de vedere este la coada listei? Din păcate, soluțiile nu sunt neapărat doar pentru a crește salariile, ci pentru a avea și locuri de muncă, astfel încât să avem ce să creștem. Știți foarte bine că una din problemele structurale ale României, mai ales în partea aceasta de est a țării, în care nu am avut un sistem sau o infrastructură extrem de dezvoltată care să ajute investitorul să vină să investească, de ce nu, poate chiar în județul Neamț. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum și, din păcate, o mare parte a tinerilor, și când spun tinerilor, nu mă refer doar 18-35, m-aș duce chiar spre 45 de ani, au ales să părăsească județul și să se îndrepte spre zone mai dezvoltate. Motiv pentru care prioritățile pe care atât eu, cât și colegii mei din județul Neamț, cât și guvernul României le avem, sunt următoarele. În primul rând, infrastructura necesară pentru tot ce înseamnă Moldova, fie că vorbim de A8, de autostrada Moldovei, sau de A7, axiala care leagă estul de vest, astfel încât să dăm drumul posibilității potențialilor investitori de a reuși să își transporte produsele pe care acestea le-ar confecționa. În al doilea rând, un alt element foarte important pe care ar trebui să-l avem în județul Neamț este cel al creării, conturării unui centru educațional, astfel încât tinerii să nu mai plece ori la Iași, unde știți bine că avem foarte multe facultăți, ori la Cluj, ori la București, să reușim dezvoltarea unui centru educațional, poate de ce nu cu precădere în segmentul IT. Știți foarte bine că România este una din cele mai bune producătoare, cu ghilimelele de rigoare, în ceea ce înseamnă oameni pregătiți în acest sistem, și de ce nu am putea oare chiar noi să facem în județul Neamț un astfel de centru educațional și de asemenea un hub investițional în ceea ce privește
dezvoltarea de proiecte, programe care țin de partea asta de IT. Mai mult decât atât, știți la fel de bine ca și mine că parte din cele 80 de miliarde pe care președintele României, Klaus Iohannis, alături de Guvernul României au reușit să le negocieze și să le aducă în România pentru perioada 2021-2027, o mare parte dintre ele se referă la digitalizare, deci exact acest domeniu în care practic am putea să intervenim și să îl finanțăm pe parte de centru educațional și de dezvoltarea acestui segment IT în județul Neamț. Iar mai mult decât atât, ca să reușim să ajungem la o dezvoltare completă, dacă vreți, a județului din toate punctele de vedere, am vorbit de infrastructură, am vorbit de educație, trebuie să vorbim obligatoriu și de sănătate. Pentru că degeaba avem un tânăr, o persoană care, să spunem, are pe ce șosea să se ducă la muncă, are un loc în care să se ducă la muncă, dar nu are și un cadru, din punct de vedere al sănătății, în care să-și poată, nu știu, face analizele de zi cu zi sau să se trateze în măsura în care există probleme mai grave. Cred că aceste trei domenii sunt extraordinar de prioritare pentru județul Neamț: infrastructură, educație, sănătate, pentru că în momentul în care vom reuși să avem toate aceste bunuri de care fiecare dintre noi avem nevoie, cu certitudine vom avea și investiții, sper eu, destul de substanțiale în ceea ce privește județul Neamț și zonele limitrofe. De curând îl acuzați pe Ionel Arsene că se joacă cu veniturile și viața oamenilor, referitor la situația angajaților de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Neamț, unde am înțeles că acești angajați nu și-au primit încă veniturile care ar fi trebuit asigurate în mare parte de către bugetul local, de către Consiliul Județean. S-a remediat situația până acum? Din păcate, se pare că domnul Ionel Arsene are alte priorități acum. Am auzit declarațiile domniei sale prin care ne anunța cu mare fast și trâmbițe că va soluționa el ceea ce guvernul n-a fost în stare. Dați-mi voie, vă rog, să fac câteva mențiuni. Legea bugetului de stat a fost adoptată încă de la finalul anului trecut, cu precădere aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020. Prin legea bugetului de stat, Ministerul Finanțelor Publice a asigurat 50% din sumele pe care era obligat să le rezerve. Asta înseamnă că diferența de restul de 50%, respectiv 100% pentru plata salariilor, indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, trebuiau asigurate de către Consiliul Județean. Din păcate, aici, domnul Arsene ori n-a citit legea, ori s-a făcut că nu înțelege, ori și mai grav, există suspiciunea că banii au fost alocați pentru cu totul alte aspecte, având în vedere că tocmai am trecut printr-o campanie electorală, dar aici nu este treaba mea personală să investighez lucrul acesta. Prefectura județului Neamț a înaintat o adresă către Ministerul Finanțelor Publice, care Ministerul Finanțelor Publice poate trimite și sper să trimită corpul de control în județul Neamț, să vedem cam cum s-au cheltuit sumele respective pe care, repet, Consiliul Județean era obligat să le aibă asigurate. Ce a făcut Guvernul României la prima rectificare în august a fost ca pe lângă cei 50% alocați deja să mai vină cu o suplimentare de încă 10%, respectiv la finalul lunii august, statul român, Ministerul Finanțelor Publice, asigurase 60% din sume. De la acel moment și până la luna septembrie, când de altfel domnul Ionel Arsene s-a trezit să se joace într-adevăr cu viața unor oameni care au veniturile de la lună la lună, care au credite la bancă, care au familii de întreținut, care au probleme de sănătate, poate, a fost să nu aloce sumele pe care acestea erau obligat prin lege să le aloce și să lase oamenii, chiar și în timp ce noi vorbim, fără salarii. Ceea ce am reușit să facem, atât eu, cât și colegii mei din județul Neamț, a fost să încercăm să remediem această problemă la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, iar prin rectificarea care a avut loc aseară, ieri, Guvernul României a aprobat sumele necesare până la finalul anului, astfel încât să fim siguri că fiecare dintre aceste persoane își vor primi salariile pe lunile pe care nu le-au primit, cât și până în luna decembrie inclusiv, pentru că nu putem să lăsăm oamenii pe drumuri și să lăsăm oamenii fără bani din cauza unor politruci, unor oameni care nu au măsura nici măcar a bunului simț, că nu mai ține de bun simț, nu au măsura unei decențe politice să înțeleagă faptul că o campanie electorală e campanie electorală, dar viețile oamenilor, salariile oamenilor și cum își desfășoară aceștia viața de zi cu zi nu trebuie să fie afectate
de niște decizii politice luate prost sau de niște decizii politice, repet, cu prezumția de nevinovăție până la dovadă, că acești bani au fost folosiți în cu totul alt scop decât cel pentru care erau alocați. În această toamnă a fost lansată licitația pentru proiectarea tronsonului Târgu Neamț-Iași-Ungheni din autostrada Unirii A8, de care vorbeați și dumneavoastră mai devreme. Există riscul ca acest proiect să rămână doar unul desenat pe hârtie și, dacă nu, care ar fi implicațiile pentru județul Neamț ale acestui proiect? Cu certitudine nu va rămâne un proiect rămas pe hârtie, pentru că aici și chiar și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegul meu, domnul Lucian Bode, va trata cu prioritate segmentul de infrastructură în România, mai ales acolo unde suntem total deficitari și vă spuneam de acest tronson, fie de la est la vest, fie de la nord la sud, pe ceea ce înseamnă regiunea Moldovei. Într-adevăr, când domnia sa a ajuns în minister, o mare parte din proiecte, din licitații care au loc pe bucăți ale autostrăzii propriu-zise erau blocate, a ajuns acolo, a început să dea drumul la aceste lucrări. Bani pentru finanțarea lor există, repet, în acești 80 de miliarde pe care i-am primit de la Uniunea Europeană, care de această dată nu mai avem absolut nicio scuză ca alte guvernări să spunem: domne, n-am avut bani, n-am avut proiecte, cine știe ce s-a mai întâmplat, n-a nins cum trebuia în ziua cu pricina. Proiectul este făcut, parte din licitații deja au fost deschise, bani sunt, deci este strict o chestiune de timp propriu-zisă de construcție a acestei autostrăzi și a acestor autostrăzi, care nu vor fi ignorate din niciun punct de vedere de către guvernul liberal. Iar în ceea ce privește județul Neamț și nu numai, și ea, și Bacău, și Vaslui și așa mai departe, aceste investiții sunt prioritare, mi-asum foarte clar când spun acest lucru, și ele vor fi făcute de guvernul liberal, pentru că prea mult timp au stat, cum spuneați și dumneavoastră foarte bine, desenate pe o hârtie. Cred că e momentul să devină realitate și să dezvoltăm la același nivel, cum sunt, de exemplu, nu știu, Cluj, Oradea, Timișoara, să dezvoltăm și secțiunea de est a României. Doamna Calista, vă mulțumesc mult pentru prezența în interviu, iar pe final aș dori să vă rog să le adresați alegătorilor un mesaj înainte de alegerile din 6 decembrie. Mulțumesc tare mult! Dragi vizitatori, telespectatori, vreau să vă spun un singur lucru. De prezența dumneavoastră, duminică, 6 decembrie, care nu este ca timp nici prea mare, nici prea mică, durează și putem să dezvoltăm România așa cum ne dorim, așa cum meritați. Partidul Național Liberal a prezentat un program de guvernare, un program de guvernare axat cu prioritate pe investiții, un program de guvernare care are finanțare, care are finanțare și europeană și la nivel național. Am demonstrat în acest an puțin intermediar în care am stat la conducerea acestei țări că lucrurile se pot mișca, că putem acorda prioritate mai ales acelor proiecte care, din considerente obiective, să le spunem, au fost blocate de-a lungul timpului, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de sistemul sanitar. Am dovedit că putem, fiecare pe bucățica noastră pe care ne pricepem, să livrăm proiecte și mesaje și păreri și concluzii împreună, motiv pentru care cred că Partidul Național Liberal trebuie și are dreptul ca în următorii 4 ani de zile să vă dovedească de ce suntem mai buni decât alții, de ce ceea ce noi am scris în programul de guvernare va fi realizabil, și să purtăm această discuție încă o dată peste 4 ani de acum înainte, să vedem foarte clar că acele 5-10 minute pe care dumneavoastră le-ați acordat votului din 6 decembrie 2020 au însemnat de fapt schimbarea pe care o așteptați de mai mult de 30 de ani. Așadar, vă rog, ieșiți la vot pe 6 decembrie și votați Partidul Național Liberal.